Crina Coriban a venit astăzi la noi, indiferent că e ploaie, că e vânt, că e furtună, ea e prezentă aici la Star Matinal alături de noi, de fiecare dată cu sfaturi pentru mămici. E cunoscută, se știe, ca femeia care îi învață pe copii să mănânce până și pătrunjel, am ținut bine? Leuștean! Mamă, mamă, asta chiar că e tare. Bună dimineața, Crina, bine ai revenit la noi. Bună dimineața, știam, schimba leușteanul, obsesia e cu brocoli, știi? Da, da, da. Hai, domnule, că brocoli nu e un bun aliment de la noi din țară, așadar am schimbat-o cu... Îi leuștean. Face pe copii să mănânce chiar și leușteală. Crina, pentru că am ascultat-o pe Dere acum Maia, vorbim despre vacanță și părinții intră într-o criză de asta atunci când se pregătesc să plece în concediu și își iau și copii. Ce le dau de mâncare? Că nu poți să iei după tine cuptorul cu microunde, blenderul, legumele și ce mai tu, biberoane și drajlaci. E, o să fii surprins, dar mamele pleacă cu toate astea după ele. Aia. Și bărbații, știi, bărbații trebuie să închirieze venuri, autocare, de asta ca să intre toate bagajele cu bine, care... Bine, bine, pleacă cu abrizorile la purtător, dar mâncarea tot o iau de acolo, adică... Unele pleacă și cu mâncare de acasă. Mamele care sunt, au o ușoară obsesie legată de bio, își cumpără alimentele de acolo, de unde le cumpără ele în mod obișnuit și pleacă cu ele după ele. Bun. Da, da, eu am văzut la terase, că eu sunt de la mare, de la soare, adică și am văzut tot timpul la terase, la autoserviri, părinții, copii care și-au mâncare direct de la linie sau la restaurante și mănâncă acolo, nu mai stau să facă separat. Bravo! E o greșeală? Este tot respectul pentru părinții care pleacă împreună cu copiii la mare. Da. Respectiv pentru toți. Adică eu nu am întâlnit nicio familie până în momentul ăsta care să-mi spună îi lăsăm și plecăm și noi ca niște îndrăgostiți, numai noi doi să ne salvăm căsnicia, știi? Da, deci părinții pleacă împreună cu copiii și au tot respectul meu, toată admirația, felicitări. Știți că de câte ori vin la emisiunile astea, fac astfel încât părinților să le fie mai ușor. Așadar și acum vorbim tot despre cum să le fie mai ușor părinților în vacanță. Nu, nu e nevoie să pleci cu valize special dedicate mâncării, alimentației copilului. Sigur, 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 părinții atunci când aleg un loc în care să meargă în vacanță se interesează în primul rând despre cum e mâncarea acolo și dacă mâncarea este potrivită pentru copil. Așadar nu există riscuri, da, să-ți îmbolnăvești copilul pentru că nu pleci și mănânci la primul colț de stradă din stațiunea pe care ai ales-o. Așadar, primul criteriu este bifat. Alegem locuri în care ne-am asigurat că mâncarea este potrivită pentru copiii noștri. În principiu, noi mergem în locuri kid-friendly, se cheamă, adică de obicei în resorturi în care există all-inclusive. Asta înseamnă din toată mâncarea de acolo, în mod cert, găsești și ceva potrivit pentru copilul tău, indiferent de vârstă. În plus, locațiile astea kid-friendly au bucătari care sunt foarte deschiși către să paseze dacă ai nevoie. Oricum, în resorturile all-inclusive există supe creme permanent, așadar găsești acolo mâncare pentru copilul tău. Acum, poate nu reușim toți să mergem la all-inclusive, că da, mai mergem și pe litoralul românesc, de exemplu, unde nu găsim astfel, sau nu știu, poate găsim. Nu, eu știu, nu. Dacă e cu all-inclusive, nu. Chiar nu. Sunt câteva hoteluri, dar... Bun, și atunci, mergem cu copilul la restaurant. De asemenea, la care restaurant? La restaurantul în care îți vine și ție să mănânci. Și încă o dată, acolo propun să le cumpărați mâncăruri proaspete. Adică, am fost cu Runa la mare și am luat salată de vinete. În mod evident, salata de vinete este ceva care la căldură se alterează rapid. Așadar, riscul să fie o problemă cu salata de vinete este foarte mic. Fructe, legume crude este cea mai sigură cale, desigur, dacă sunt spălate cum trebuie. Și apropo, haideți să vă dau un hint, un tips, un sfat despre cum să spălați fructele și legumele astfel încât să existe un risc cât mai mic de contaminare. Înmuiațiile, înnecațiile într-o apă cu o lingură de bicarbonat de sodiu, într-un lighenaș, într-o cratiță în care puneți apă împreună cu o lingură de bicarbonat de sodiu. Cu siguranță, după ce le scoți de acolo, le treci printr-un jet de apă, iar în cazul în care, sau în loc de bicarbonat, mai merge și o lingură de oțet din cidru de mere. Dispare mult și incomparabil față de atunci când speli fructul sau leguma la apă, la un jet de apă simplu. Iar pentru fructele și legumele care sunt lucioase, cum ar fi mere, ardei gras, inclusiv portocala, banana, toate fructele și legumele a căror coajă o îndepărtăm,
Pe acestea treceți-le printr-un jet de apă fierbinte, pentru că ceara asta cu care sunt mânjite fructe și legume, astfel încât să dureze mai mult, ceara asta nu dispare nici cu bicarbonatul, nici cu oțetul, nici cu apa rece, ci printr-un jet de apă cât se poate de fierbinte. Da? Asta este o metodă prin care să vă asigurați că fructele și legumele care ajung la copil în guriță sunt cât mai curate, fără să fie nevoie să fie bio neapărat. Da? Pe de niște bebeluși. Da. Ce ar trebui să știe mămicile care pleacă cu bebeluși în vacanță? Dacă, ceea ce privește alimentația. Dacă ne uităm la acest copil, adică la vârsta asta, le rog pe mame să-și aducă aminte de ce spun mereu în conferințe. Apropo, sâmbăta asta sunt la Constanța, adică fix la mare, am două conferințe, una despre diversificare, una despre copii mofturoși. Sâmbătă acum, cine mai dorește să se înscrie, poate să mă caute pe internet și să dea search după numele meu și găsește clar unde se poate înscrie la conferința de sâmbătă de la Constanța. Crina Coliban. Bun, pentru bebeluși așa de mici, bebeluși care încă mănâncă precum în imagini, vă readuc aminte, niciodată un copil până la vârsta de un an să nu mănânce decât într-o poziție verticală. Da? Adică suntem tentate să le dăm să mănânce în bouncer, în scoică, plecăm cu mașina la mare și atunci îl ținem în scoică și îi dăm să mănânce. Un copil care nu este într-o poziție verticală, perfect verticală, adică în brațe la mama, există un risc, este supus unui risc foarte mare să se nece, da, cu pasate, nu cu bucăți, cu pasate. Poate să aspire și să se nece urât. Ești de acord cu părinții care dau copiilor, care, bineînțeles, au început deja diversificarea, acea mâncărică la borcănaș? Da, am mai vorbit despre asta și am și o postare pe Facebook care a făcut foarte multă controversă. Mâncarea din borcănașe este o soluție extraordinar de eficientă atunci când, de exemplu, pleci în vacanță și n-ai chef să gătești, n-ai chef să mergi cu toate ustensilele după tine și ești reținută, prudentă, n-ai dat mâncare copilului de la diversele restaurante. Da, mâncarea la borcănașe este safe. Mâncarea la borcănașe este mult mai safe, safe înseamnă sigură, scuze, mult mai controlată, mai verificată decât mâncarea pe care o faci tu din ce ai găsit pe tarabă, pe drumul dintre hotel și plajă. Cu toate acestea destul de controversată, așa cum și tu spuneai, de mulți medici. Da, mă interesează să știu care este motiv. Dacă ai ceva argumente contra borcănașelor, aș prefera să îmi dai unul de exemplu, dar ce pot să vă spun încă o dată? Mâncarea din borcănașe este sigură, mâncarea din borcănașe este sănătoasă, nivelul de nitriți, de exemplu, care nu poate fi verificat de către părinte atunci când cumperi fructe sau legume de la tarabă, este absolut verificat într-un borcănaș produs, distribuit de un brand cunoscut, de un brand celebru internațional. Și mai vreau să vă zic ceva legat de borcănașe. Eu nu spun să le dați copiilor mâncare din borcănașe tot timpul. Ele pot să facă parte din dieta zilnică a unui copil, desigur, la începutul diversificării, nu vorbim să le dăm borcănașe la copii la 3 ani, da? Dar ele pot face parte din dieta zilnică a unui copil doar dacă nu reprezintă mai mult de jumătate din mâncarea lui din ziua respectivă. Și pentru că mă întrebai de argumente, iată de ce mâncarea la borcănașe nu ar fi ok, spunea medicii, există și ascunde multe substanțe interzise, zahăr în exces și s-au găsit chiar și urme de metale grele. Da. Ar fi câteva statistici. Da. Nu, sigur că pot să iau în considerare un astfel de contraargument, dar în momentul în care el este susținut de o sursă, iată, s-a făcut un studiu de către organizația nu știu care și în borcănașele care provin de la brandul nu știu care s-a regăsit nu știu ce substanță. Așa da, dar altfel, că am zis mult mai medicii oficial, că clar, nu știu ce, asta nu este un contraargument care să se susțină. Și atunci, în continuare, atunci când avem, când cumpărăm borcănașe din branduri celebre internațional, astfel de branduri nu-și permit să cadă businessul întreg pentru că a făcut cineva o verificare și s-a dovedit metal greu sau cine știe ce. În plus, dacă ar fi un debate, încă o dată, dacă noi cumpărăm fructe și legume de la tarabă, asta nu înseamnă că știm proveniența, originea, siguranța alimentului pe care îl preparăm acasă pentru copil. Asta așa este, dar trebuie să citim și eticheta, nu? Desigur, întotdeauna trebuie să citim eticheta și, apropo de cum citim eticheta, să știți, ordinea în care sunt trecute ingredientele pe o etichetă, indiferent de pe ce produs, este ordinea
cantităților în ordine descrescătoare care există în produsul respectiv. Așadar, dacă am cumpărat un produs și primul ingredient de pe etichetă este zahăr, atunci să știți că cea mai mare parte din produsul respectiv este zahăr. Da? Deci, ingredientele sunt trecute pe etichetă în ordine descrescătoare din punct de vedere a cantității care se regăsește în produsul respectiv. Uite, asta nu știam. E bine de reținut pentru orice produs. Pentru orice produs, corect. La urmă. Așadar, am putea să luăm borcanașe, am putea să sunăm înainte la hotel, clar. Am putea să întrebăm la restaurant înainte, aveți, puteți, corect, să refaceți și așa mai departe. Și atunci părinții vor fi în siguranță că și copilul lor va mânca sănătos. Va mânca, da. Și un... Nu va muri. Clar, un sfat important și pentru liniștea financiară și sufletească a părintelui în vacanță. În clipa în care părinții pleacă împreună cu un copil sau mai mulți copii mofturoși, vacanța lor se transformă cel puțin de 3 ori pe zi, adică atunci când te duci la masă, într-un coșmar. Iar mergem la masă, iar nu stă locul, iar nu mănâncă nimic, iar n-apucăm să mâncăm nici noi, iar se enervează tactul, iar mi se pune... Da? Și atunci recomandarea mea pentru familii în vacanță cu copii este următoarea. La masă mănâncă părinții. Nu am nicio problemă să ne așezăm cu toții la masă. Dar dat fiind că și tu, copilule, știi că ești mofturos și că ne faci capul calendar la fiecare masă și noi știm ce ne așteaptă la fiecare masă, atunci, iubitul meu copil, iată, în această vacanță eu și cu tactul și cu tine, desigur, ne așezăm la masă și ne interesează de noi. De mine și de tatăl tău, care am plătit bani grei pentru vacanța asta, astfel încât să mâncăm tot ce dorim de aici. Așadar, masa se va transforma brusc în... Doi oameni care vor avea un comportament sănătos, echilibrat, pașnic. Copilul nu vede așa ceva în mod obișnuit. Copilul vede o mamă permanent angoasată, anxioasă, hai mă, deschide gura, tata dansează, tot felul de chestii pe care le văd eu că le fac părinții pentru ca omuleții ăștia să deschidă gura. Apropo de asta, am avut o consultație în care, de obicei, oamenii îmi trimit filmulețe, da? Cu copiii la masă. Și în filmulețul respectiv, 2 minute, tatăl făcea așa. Da? Și mama făcea așa. Vai. E, tu înțelegi că 2 minute copilul ăla a văzut doi părinți care făceau niște chestii care n-aveau nicio legătură cu mâncarea, da? Și la un moment dat copilașul dragul de el a deschis și el gura. Desigur că și tatăl a zis: "Ai văzut? A făcut ce am făcut eu și l-am convins să mănânce." Normal că în momentul în care a vrut să-i dea lingurița în gură, a închis gura, pentru că acel omuleț făcea un gest pe care îl vedea la tatălui, dar care n-avea nicio legătură cu pofta mea de a mânca sau cu ce trebuie să învăț de la tine. Așadar, dacă vreți ca omuleții ăștia mici să deprindă comportamente sănătoase, omuleți, comportați-vă în consecință. Pentru nici că altfel... Nici nu vreau să mai în capul acestor copii. Știi, se zice despre mine că sunt doctor Doolittle al copiilor. Știi, că înțeleg ce spun copiii. Dacă, de exemplu, la următoarea emisiune o să vă rog să aduceți niște filmulețe cu copii și eu o să vă traduc, desigur, dându-vă și explicații, adică nu o să fac la mișto. Există niște gesturi foarte clare care spun... Din gesturi spun ce cuvinte ar vrea să ne transmită copiii dacă ar putea să vorbească, da? Așadar, la mare cu copiii, ne așezăm la masă noi doi sau noi trei sau noi patru, dar eu și cu tactul mâncăm. Voi puteți să stați pe lângă noi, puteți să vă uitați la ce facem noi, dar noi nu ne vom preocupa în cadrul acestei mese sau cel puțin în prima jumătate a ei de voi. Ce se întâmplă cu copilul? 1. Deodată nu mai este anxios. Opa, tata și cu mama nu mă mai căpiază. 2. Bă, ăștia mănâncă și nu interesează de mine. Este mâncare pe masă care dispare și în creierul ăsta de reptilă pe care îl avem toată viața toți, apare următorul gând. Dar dacă nu mai apuc, înțelegi? Versus, uite farfuria mea, ia-o tu pe toată, hai mămică mănâncă, hai mămică mănâncă. Da? Și copilul zice, toată mâncarea de pe masă asta e pentru mine, despre mine, trebuie să o mănânc eu, uite-i cum fac ca să o mănânc. Deci, în clipa în care vă așezați voi la masă, copilul devine liniștit, curios, pofticios, pentru că să stai lângă doi oameni cărora în mod evident le place ce se întâmplă acolo, ce mănâncă, îți creează poftă. Versus să stai lângă un om, uite cum aș fi eu acum, și ți-aș zice, hai, nu vrei să guști un pic? Ia uite ce ți-am adus. Hai și mai vorbesc un minut și iar îți dau pe la guriță și iar îți dau pe la guriță. Desigur că te îndepărtezi astfel, dar dacă eu și cu Natalia am mâncat în fața ta și ne-am dat una la alta un croissant,
la un moment dat tu ai pune mâna și ai spune: stați-mă, fetelor, chiar pe-n fața gurii mele, așa, adică lasă-mă în pace, vreau și eu o gură. Exact asta se întâmplă cu copiii la mare, sau asta vă sfătuiesc să se întâmple cu copiii la mare. Iar apropo de mâncarea de pe plajă, am observat, tocmai m-am întors și am observat un comportament care nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc. Copiilor le e foame. Ne ducem dimineața la 8, la 7, la cât se duce fiecare cu copii, și copiilor le este foame pe plajă. Și apare cu zmeurica. Și auzi replică. Ce zmeură ai, mâncare? Știi, copilul zice, mi-e foame, mama mi-e zmeură. Păi ce zmeură ai, mâncare? Zmeura nu ține de foame. Apare, porumb mai apare la gogoși, mare pe plajă, da? Exact, imediat gogoși. Apare porumb și aud, porumb, de la porumb faci diaree. Mă rog, mai pitoresc vorbit pe plajă, nu așa, da? Porumb o să te strice la burtă, bun, nici porumb. Și apar gogoși, mama mi-e foame, mi-e o gogoașă. Hai mă să-i luăm o gogoașă, că aia măcar are ceva în burtă, da? Deci dintre aceste trei alimente, gogoașa e cea mai puțin inspirată alegere, da? Bun, nu uitați de la Crina Coliban. Și încă o dată, cine este la mare sâmbătă în Constanța poate să vină să mă audă în direct. Nu uitați de la mine. Foamea este făcută ca să fie stricată. Așadar, când copilul zice mama mi-e foame, dă-i să mănânce atunci, nu stai mămica să ne îmbrăcăm, să strângem cearceaful, să-l scuturăm de nisip, să mergem o grămadă până la hotel, să te speli pe mâini, să facem un dușuleț. S-a dus foamea de 100 de ori de atunci, da? Deci, 1. Dați-le copiilor mâncare atunci când spun că le este foame. 2. Dacă nu ai ceva să-i dai atunci când îi este foame, nu spune n-am nimic acum la mine sau nu-ți dau asta ca să nu-ți stric foamea. Este exclusiv vina ta dacă nu ai ceva de mâncare pregătit pentru copil. Drept urmare, eu și prietena mea cu copii mergem mereu la plajă cu o cutie frigorifică sau cu o poșetă. Există niște genți frigorifice în care avem tot ce vrei pentru momentul în care copilului este foame și dorim sau nu dorim să-i cumpărăm de pe plajă, mai puțin important. Dar noi mergem cu o lădi, imaginează-ți, cât laptopul tău, așa, da? În care avem niște caserole cu struguri, cu ce ne vine nouă, cu batoane de susan, cu semințe, cu migdale, astfel încât să-i poți da copilului oricând e foame mâncare pe plajă. Foarte tare. Foarte. Ce să mai ești tare. Interesant. Sunt doar... În weekend sunt și eu la mare, să știi că vin și eu. Pe pagina ta de Facebook, Crina Coliban, vor afla și unde și cum se pot înscrie. Corect. Sunt conferințe gratuite, atenție. Gratuite, deci fără intrare. Pentru toată lumea, da, să vină cât mai mulți părinți și să-i facem pe copii să fie mai bine în relația lor cu mâncarea și cu ai lor, cu părinții lor. Foarte tare. Mulțumim tare. Din suflet și eu. Te mai așteptăm cu mare drag. Interesant câte lucruri aflăm, ne pregătim să devenim părinți!